Sabina e foarte supărată că n-a putut să-l obiectifice. Să Pe... mă uit la Cristian Chifoi pe live? Da. Adică vreau să admir acest bărbat în habitatul său natural cu voi aici. Pentru că mi se pare că noi când ne uităm la Chifoi omitem ceva foarte important. Că noi ne uităm în gura lui. Mare greșeală! Mare greșeală faceți! Vă spun un secret. Deschideți încă un tab pe incognito. Intrați pe ce știți dumneavoastră că aveți o plăcere mai mare și dați-l pe Chifoi pe muț. Atât am de zis. Dar acolo vă descurcați. I-am mai zis că Chifoi și-a arătat cariera de model, de OnlyFans, de video chat, de whatever, să mor. El stă să-mi zică de pasta, de cum să faci să ai 10 euro în buzunar. Lasă-mă că du-te că... Arată-mi pula. Lasă-mă că am oricum mai mult de 10 lei, măi Cristian. Mă descurc cu banii chiar foarte bine, n-am nevoie nici... Lasă-mă. Urmează ce-am... Vă rog eu frumos... Măi, patul ăla din spate. I usually skip this part, of course, dar... Am un video de la Chifoi care zice, iată, este din nou la el în sfertul său de penthouse. După cum zice el, s-a mutat în sfertul lui de penthouse ca să aibă multe cadre ca să filmeze. Cadru in question. Credem din nou un cadru absolut superb. Poate chiar s-a apucat să muncească, ce ar trebui să muncească de fapt și de-aia ales penthouse-ul ăsta. I mean, îți trebuie mai multe cadre. Hai să vedem, are un video care se numește Urmează cea mai mare creștere economică. Gata recesiunea, gata recesiunea, începe creșterea economică. Cea mai mare creștere economică a generației noastre. Și da, poate mă vezi un pic mai bătrân, dar fac parte din aceeași generație cu tine. Azi, lasă-mă să-ți explic exact cum. Nu cum fac parte din generație, îți explic cum o să crească piața. Bineînțeles, toată lumea a auzit de cripto. Aoleu, lasă-ne cu cripto odată, nu vezi că a murit și că nu-și mai revine niciodată. Din păcate, pentru cei neantrenați. Ok, sfat pe gratis, Cristian. La banii tăi și la prestanța ta... Am zis la ba... Iubitul, scumpul, cumpără-ți, te rog eu frumos, du-te în cos, du-te în cos. Magazinul cos este pe calea Victoriei, îl găsești. N-ai unde să parchezi Tesla, acolo te descurci. Ia-ți un tricou de Doamne ajută, te rog eu frumos, ăsta e dintr-un bumbac de la de se vede prin el. Du-te acolo, du-te pe încredere, vezi că nu trebuie să pocnească pantebrați și în rest să-ți vină ca pe gard. Gratis, pentru tine, așa faci bani, așa economisești bani, tu m-ai primit un sfat de la un stilist pe gratis. Te pup. Acum că zici ai dreptate, chiar e tricou de la de stă... Se vede până el. Da. Trenați, suntem într-un bear market. E o perioadă destul de similară cu cea din 2018. Și destul de similară. Uite că și Chifoi zice că se văd durme de labă. Că suntem în bear market. La bursa de la New York se cam văd durme de labă. S-au găsit durme de labă la bursa de la New York. Bun. Dar cu cea din 2014. Acum suntem în zona asta de acumulare. Adică o zonă în care majoritatea oamenilor care au intrat în cripto anterior deja au ieșit, lăsându-i pe cei care știu care sunt ciclurile astea de care vorbeam, să acumuleze. În liniște și pace, în timp ce toți ceilalți urlă că e un spațiu scam și Caritas. Și deci după o perioadă de acumulare, ca în orice... Pentru că nu este, guys. Guys, nu este. Stați liniștiți. De-aia s-au oprit toți să vorbească despre cripto și să vândă proiecte cripto și să vândă criptomonede. Nu este. Stați liniștiți. Nu toată lumea și-a scos banii de pe urma proștilor și acum își vede fiecare de treaba lui cu noile lor mașini și noile lor apartamente din banii proștilor. No. Stați liniștiți, guys. Am auzit personal despre niște persoane publice din România cum au manipulat piața să bage cât mai mulți oameni în într-o anumită monedă ca ei să-și facă exitul când e high. Da, asta este singura manevră pe care o fac ăștia. Adică la orice criptomonedă asta e manevra. Nu există altă manevră, nu există altă finalitate, nu există. Asta e manevra. Nu există altă finalitate. Punct. Orice altă piață urmează un bull market, când putem doar să speculăm și o facem destul de des pe canalul ăsta. Pentru că altfel ar fi foarte boring și din cauza asta n-aș mai fi. Aș specula un pic de SPF pe fața aia, că e păcat de tine, că ești băiat frumos. Ești băiat frumos. Păcat de tenul ăla. O să fie crasti și o să scadă la un moment dat. I-a avut atâtea subscriberi. Aviz celor care nu au dat subscribe. Dați subscribe. Și un like la clipul ăsta și putem să începem. Azi o să facem o analogie cu alte explozii economice care s-au întâmplat în trecut datorită inovației tehnologice. De exemplu, bursa de la Nasdaq. De ce ai face niște comparații cu ceva din trecut când vorbești de cripto? O chestie care gen a apărut ieri. De ce ai face comparații cu ceva din trecut?
exemplu dotcom, bubble și de exemplu crypto, care este în prezent. Pentru că noi oamenii din păcate avem memorie scurtă. Toată lumea se gândește la dotcom bubble ca și cum a fost ceva super, super nasol. Da, a fost nasol pentru cei neantrenați, cei care nu au știut cum să-și facă un research și au ales companii care pur și simplu nu livrau. Dar de acolo au ieșit câștigătoare Amazon, Facebook, Apple, Google și hai... Acum mi-am dat seama că chipoi seamănă cu Fred Flintstone. Hai să ne gândim un pic logic. Atunci când alegi să investești în ceva, care sunt... În Tesla el dă din picioare. A, păi, nu consumă carburant, dă din picioare. La ce te uiți înainte să-ți bagi bani în ceva? Păi, unul la mână ar fi în ce am investit. Mi-am făcut research-ul. Ce face compania aia? Rezolvă o problemă? Pe care piață? Dar există o problemă pe piața aia? Ăștia care vor să o rezolve sunt pregătiți? Psihic, fi... Mă simt ca la un date de ăla în care știi că n-aveți nicio șansă împreună și să-l asculți pentru 2 ore vorbind despre asta și tu, you just wanna hit... Sure, man, just, ok, sure, honey. Chipoi se preface că sfaturile astea de băga la bursă, ea interesează de compania respectivă, ia vezi, ce face, ce problemă rezolvă, ce stau aia sau în balenele rechinii de aia, dar află cu 2 ani înainte se întâmplă orice pe bursă, aia bagă, scot bani, că tu, ia să vedem, ce zice Google despre compania Google, ia să vedem. Merge bine, frate, hai că bag. Mai aceeași căcat, efectiv, există atât de mult insider trading și până, încât singurul mod în care poți să bagi realist la bursă e efectiv să mergi pe niște căcaturi de-astea gen ori de short, ori de căcaturi de-astea proven în teste gen hei, în viitor se vor folosi mulți semiconductors și poate va crește. Dar în același timp, cu gândirea asta, ți-i țeapă, că gen uite, vine încălzirea globală, vine... Da, e nevoie de mâncare sustenabilă, e nu știu ce. A apărut, ți-mi minte și acum, că a apărut la bursă căcatul ăla de Beyond Meat sau cum se numește. Eram, p***a mea, era o acțiune Beyond Meat $500, glumesc, nu știu, era mult. Și acum e gen, p***a, dau faliment. Știi, adică zici, voi investi în viitor, voi cumpăra, știi, acțiune aici la această companie care e evident că este de viitor. E, nu mai valorează nimic at this point. Și cel mai bun exemplu, Nancy Pelosi din Senatul Statelor Unite, sau ce căcat e, care femeia tocmai știa ce lege o să se dea și ce o să se întâmple cu guvernul SUA, therefore investea la bursă știind ea și ea și toată familia ei, știind toate căcaturile astea. Știa că o să dea nu știu ce incentiv pentru Nvidia și p***a mea și că o să crească Nvidia. A cumpărat femeia mea acțiuni Nvidia, le-a vândut când erau cel mai high. Peste 2 luni au scăzut, s-au dus în p***a toate acțiunile Nvidia că urmau, le-au banat astea de vându către chinezi și p***a. Adică știți atât de multe căcaturi astea încă care gen no amount of research nu o să te ajute să ai succes real. Că toate studiile alea care compară, știi, un peștișor auriu, o maimuță, o pisică, un bebeluș de 2 ani, un p***a mea, care le pui de alea să bage la bursă random și apasă pisica și apasă pormă bebelușul. Au aceleași rezultate ca broker profesioniști de bursă. Asta e, că mi se pare de funny selling-ul ăsta la hustle culture. Și tu, om cu venit, nu știu, să zic, de 5.000 de lei pe lună din mediul urban al României, care ai un pic peste medie, ai destui bani să ieși în oraș și să-ți permiți o chirie decentă, bagă restul banilor, o să faci bani cu siguranță. Da. Chestiile astea, în realitate, nu sunt accesibile pentru noi. Nu la modul să te ajute sau să câștigi bani în asta, dar sunt accesibile, că da, oricine de pe stradă poate să pună banii la bursă, în Bitcoin, în whatever. Nu sunt pentru noi muritorii de rând și n-or să fie niciodată în lifetime-ul nostru. Și mi se pare că sigur un mod în care poți să știi, cel puțin voi veni vorba de bursă, știi, în care poți să zici că, bă, știi ce, o să-mi pun bani ăștia aici să-mi acopere inflația, cu oricum bani mulți nu o să faci. De gen, știi, dacă ești super expert într-un domeniu. Eu, de exemplu, pot să-mi dau seama dacă merită sau nu să bagi la bursă pe platformele Meta. Vag, că și așa habar n-am de fapt. Dar așa ca idee, știi, eu cu experiența mea de publicitate, de om de comunicare, pot să-mi seama și dacă merită să mai investești acum în Facebook și Instagram. Probabil e logic pentru toată lumea, dar gen așa ca idee. Jos tricoul ăla și lasă vrăjala, că nu pentru asta plătesc. Uite, banii mei aș investi în Cristian Chifoi. Sincer, cred că am destui bani cât să-l fac să... Shiba Inu, care este Doge Killer. Shiba are un proiect în spate și echipa spune că vrea să facă și să dreagă și bla bla bla. Însă, întregă... Cum urmează cea mai mare creștere economică? Zine, te rog eu frumos. Apoi vinde și următor. Da, efectiv, zine și ne vinzi, coaie. Te rog eu. Măi, fica Loren, uite la clipul. Ba, când în 5 minute ai un e-book de vândut, o carte, un CD. Deși eu pot să văd că produsul care e de vânzare deja pe ecran.
Însă, dacă ne uităm în momentul ăsta la spațiul cripto, există și aici companii. De exemplu, Elrond este o companie. Produce ceva și când spun produce, nu mă refer la produse fizice. Nici Google nu produce nimic. A făcut o aplicație. Bine, pe lângă telefoane, ochelari și mai știu eu ce gadgeturi, Google sunt în primul și în primul rând o companie de software. La fel și companii precum Elrond produc software care ajută alte companii să facă ceva. Ceva mai bun, le rezolvă o problemă. Există practic un produs acolo, ceva ce poți să folosești. Mai toate videourile lui sunt așa și de fiecare dată ajung la aceeași concluzie, că nu zice nimic, doar că te duci la cursul lui. Dar e atât de geare, adică cum poți să vorbească atât despre nimic? What's your point? Au trecut 6 minute. Să se întindă pe pași, să tacă dracul în gură. Viitor va face ce își propune, mai ales dacă vezi deja rezultate. Este irelevant dacă prețul crește sau scade pe termen scurt. Hă? Pui un key light într-o parte, dim lights de deasupra și angle-ul pui un pic așa, din colțul patului, mai acana, mai într-o parte. Așa că dacă e prea drept, nu se vede bine mișcarea. Cauzi tu Owen Gray și te lămurești. Pentru că sentimentul pieței nu are nicio legătură cu produsul care este folosit. Sau... Da, mă, efectiv, Lengel transmite mai mult decât Cristian Chifoi, să mor eu. Lengel în 10 minute transmite mult mai mult decât Cristian Chifoi. Poate nu. Exact cum am explicat mai devreme cu Starbucks. Întrebarea cu adevărat plauzibilă este dacă ești cumva early investor în proiecte de genul ăsta. Adică când toată lumea le spune, sunt schemuri, n-am nicio treabă. Parcă are un pic de potențial, dar mai aștept. Sunt multe persoane care au făcut foarte mulți bani cu Elrond pentru că au intrat la 20 de cenți. Până la $600 all time high. Înseamnă un simplu 3000X. Mă oftic sincer un pic, însă reușesc să dorm în fiecare seară ca un prunc. Adică mă trezesc de vreo 3-4 ori pe noapte plângând și de fiecare dată ajung să fac caca pe mine. Cam același lucru se aplică și pentru proiecte. Disociam, nu știu ce a zis. Nu glumesc, chiar nu știu ce a zis. Se trezește de 3 ori pe noapte și te pișe pe el. Enrique, voi. We should get that checked, man. Proiectele astea mai mici, dar mult mai riscante. Astea pe care le vedem acum că apar. Dacă ți-amintești tot ce vorbeam despre crypto gaming, dacă vorbeam despre un proiect acolo, nu investeam în el pentru că vroiam să fac neapărat 100. Da, dar ce s-a întâmplat cu tot crypto gaming-ul ăsta? Unde e? Nu trebuia să fie cel mai popular lucru din lume? Nu e? Nu mai vreau nimeni despre asta? Nu este niciun crypto joc popular undeva în lumile noastre, de cât adiacente? Ok. 100X, pentru că n-aveam de unde să știu. Chiar dacă acuratețea mea de investitor, expert în spațiul ăsta și gamer de când eram mic, pentru că dacă tot nu puteam să fac sex atunci, măcar îmi umpleam tipul cu ceva productiv. Mă rog, nu chiar productiv, dar măcar îmi oferea cam aceea satisfacție. Sex, gaming, da, pe acolo. Bineînțeles, mă gândeam mereu la ce produs final a ieșit din jocul ăla și dacă o să fie jucat și de către cine. Acolo era focusul meu ca investitor. Încă este, doar că nu prea se mai lansează acum jocul, pentru că nu au cum să obțină finanțare, foarte greu. Cine, măi, cu cine, măi, pe cine minte? Cu cine se gândește la asta când se joacă? Măi, e ca și cum ai zice că te uiți la un film și singurul tău gând e, bă, dar ce mi iese mie, mă, că eu mă uit la filmul ăsta? Mie ce mi iese? Ce avantaj am eu că mă uit la filmul ăsta? Ce beneficiu material îmi dă mie că mă uit la Diavolul Poartă Prada? Zi-mă, frate, cine gândește asta despre un produs de entertainment? Ce beneficiu îmi dă mie că ascult eu Metallica, a? Cum îmi bagă mie bani în buzunar faptul că ascult Metallica, a? Doamne, Dumnezeule mare! Mi-au trecut, nici 7 minute n-au trecut și simt ca o eternitate. Zici că suntem căsătoriți cu omul ăsta de 10 ani. Însă cele care vor să se lanseze din momentul ăsta sunt jocuri legit 100%. Pentru că cei care au rămas în piață în momentul ăsta își fac research cu adevărat. Și de acum încolo, gata, puteți să investiți. Totul e pe bune de acum. Până acum, da, de acum, gata, go for it. Și putem să facem o paralelă, de exemplu, cu dot-com bubble. Amazon, Facebook, Google, Apple, apoi Netflix, Uber, Airbnb, aha, tot ce înseamnă digitalizare, transformă lumea pe alte ramuri. Cazare, ride-sharing, co-working space, adică Zoom, marketing mult mai exploziv. Wow, ce mă bucur că ai zis asta, Chifoi. Poți să-mi zici și mie acum cum transformă lumea crypto? Chiar aș vrea să știu dacă Microsoft sau Apple sau aceste companii au transformat lumea din anii 90-2000 încoace. Poți să-mi zici și mie un mod, cel mai mic mod prin care cripto a transformat lumea, lăsând la o parte faptul că oamenii care vând droguri și arme poate să facă tranzacții safe de acum încolo? Adică TikTok, YouTube-ul, de exemplu, a ajutat la democratizarea individului. O persoană fizică, ca și mine, ca și tine, a putut să-și creeze propriul canal de televiziune unde poți să vorbești despre lucrurile care te pasionează sau pur și simplu poți să faci treaba cu știrile. Că poate ești un reporter destul de iscusit. Aha, ok, și ce poți să faci în cripto, că n-am înțeles? Research, dar nu dădeai bine pe cameră și televiziunile nu te-au băgat în seama.
seamă din cauza asta și acum ai șansa să-ți faci propriul canal de YouTube și să înveți pur și simplu locul de muncă, singur. Asta se va produce în spațiul ăsta cripto, care nu este Caritas. Asta ce? Ce se va produce? O să pot să-mi fac propriul meu canal de televiziune cripto? Ce se va produce? Asta ce? Ce se va produce? Pentru numele lui Dumnezeu spunem ce se va produce. Ce se va întâmpla? Zi-mi un beneficiu. Vreau să văd un beneficiu, vreau să știu ce se va întâmpla. Ce se va face? Ce se va inventa? Ce se va... Cu ce mă va ajuta pe mine? Mă trezesc dimineața din somn, cu ce mă ajută? Cu ce mă ajută în ziua mea, în trecerea timpului meu de zi? Cu ce mă ajută? Pe tine nu te ajută, știi ce? Că tu faci bani. Ai problema ta, tu faci bani și sex. Pe tine nu poate să te ajute la nimic. Ce să-ți mai aducă pe lumea asta ție? Pe o vie, eu încercând să o convinc pe mama să-mi cumpere o bluză din H&M. Da, vreau să aflu cum recursurile Lucky Foy. Aha, da, ok. Doar mai omorâm planeta încă un pic. Fațul ăsta cripto, lăsând la o parte Bitcoin, nu înseamnă altceva decât tehnologia blockchain, care am explicat ce înseamnă. Este o derivație de soft copiată după Bitcoin, care Cripto te ajută ca să nu mai trebuiască să pierzi timp la aparate, fiind o piață atât de volatilă, practic joci la aparate și când dormi. True. Îmi place că toți ăștia care apără cripto tip Chifoi, ei se prefac că nu înțeleg gluma cu ei, zici că e Caritas, e o schemă, da, nu știu, da. Ei se fac că nu înțeleg. Da, nu e ca atunci când bag banii în buzunar la băia de care au Caritas și pleacă cu banii, da. It doesn't work like that, da? Ei se prefac că nu înțeleg. Da, exact. De fiecare dată e această prefacere și la Robert Metecă și la toți ăștia și zic eu sau altcineva sau Cătălin Moi sau whatever. Guys, acest căcat îmi dă feeling de Caritas și ei vin și zic ca contraargument. Well, actually, Caritas este o chestie care s-a întâmplat în anii 90 și a fost o chestie de Sorin Ovidiu Vântu. Nu sunt Sorin Ovidiu Vântu, deci asta n-are cum să fie Caritas. Așa sună toate explicațiile lor de fiecare dată să mor eu. Tehnologia blockchain, care am explicat ce înseamnă. Este o derivație de soft copiată după Bitcoin, care blockchain ăsta nu înseamnă altceva decât baze de date descentralizate, peer-to-peer, în care individul poate deține cotă parte din rețea. Adică criptomoneda. Cu cât încearcă cineva să-mi explice mai tare blockchain-ul, cu atât mi se pare că ei nu înțeleg ce e blockchain-ul. Cu atât mi se pare că n-au nicio idee. And they just throw random words. Pentru că nu este nimic în putea mea. E efectiv, a explicat Cătălin Moise mai bine decât toată lumea. E efectiv o bază de date în Excel. E efectiv o bază de date în Excel și lumea se preface că e tehnologia care va schimba lumea. E efectiv doar o tehnologie care ajută niște căcaturi super nișate ca astea. Transportul de asta de ținut mea, am văzut, chiar am căutat, chiar, mi-a făcut research, chiar am căutat modul în care este aplicabil în lumea reală blockchain-ul. Ce am găsit? Unul dintre moduri este cel mai nișat căcat din lume și anume că ajută foarte tare dacă ai 15.000 de documente să poți să le tochezi și să le scoți mai repede și mai ușor. Și un exemplu era în industria navală de transport, dacă în transport cu containerul pe vas, că vasul trebuie să treacă prin 15.000 de granițe, că o chestie gen blockchain ajută actele alea care îți trebuie în fiecare port și în fiecare... Te ajută pe tine cu ceva în viața ta de zi cu zi? Ah, nu, ok, bun. Dar poate are nevoie și Chifoi la cafenele pe care le-a băgat din insolvență, te-ai gândit la asta? Da, îi aducă ea cafeaua din Nicaragua cu blockchain pe vapor. Păi da, vii la Constanța, vezi? Gândește un pic. Ești foarte inteligent, bravo. Hai să luăm un alt exemplu. Bravo, cloud. Știți. În cloud, practic, îți ții informațiile criptate. Poze, date personale, etc. Știi ce mai ții în cloud, Chifoi? Nu, dur, scoatele să le vedem. Catalogul la școală pe blockchain, să nu mai motiveze elevii absențele. Cloud-ul. În cloud, practic, îți ții informațiile criptate. Poze, date personale, etc. Dar să te... Dacă ar exista moduri de criptare care sunt gen 99% impenetrabile deja în această lume... stai, deja există 15 triliarde de moduri de criptare care sunt 99.9% sigure și singurul mod prin care acestea sunt sparte este eroarea umană, lucru care se întâmplă și în spațiul cripto, că nu trece zi fără să dea țeapă de milioane și miliarde de dolari în criptomonede din cauza greșelilor umane, pentru că ăsta e singurul mod în care mai poți să mai spargi realist parole și alte căcaturi de genul ziua de azi. Foarte interesant. Da, îmi voi stoca fișierile pe blockchain, că dacă am two-factor authentication și e 99.9% sigur, e și mai sigur pe blockchain. Te cerți un om, da, e o prostie, care face bani din AdSense. Da. Las că și eu acum... Păi da, tu nu pretinzi altceva. Da, e drept.
conectezi la cloud, trebuie să ai, bineînțeles, un username, o adresă de mail, alte date personale. Astea pot fi colectate. Și din păcate nu ți aparțin ție, aparțin companiei unde te-ai înscris ca să ai cont de cloud. Compania face bani. Păi, să mă eu cred că sunt șanse mai mici să te spargă parola dacă ți le schimbi pe un biletel și ți-i acasă într-un sectar decât să ții pe blockchain, am stimit sau pe orice altă de asta de criptare. Din păcate nu ți aparțin ție, aparțin companiei unde te-ai înscris ca să ai cont de cloud. Compania face bani cu bani. Bă, și dacă bă, da mă, Chifo, zice bine că gen Google vine mâine și îți trage țeapă. Da, Google da. Vine mâine și zice, uite-o parola! Uite-o parola! Asta face Google. Lăsând la o parte că și la ei sunt încriptate parolele. Lăsând la o parte că gen dacă s-ar afla mâine că Facebook sau Google sau p***a mea n-are parolele încriptate și că poate să le acceseze gen Ulică Frânarul de la angajat la Facebook ar da faliment mâine. Lăsând asta la o parte, Google vine Larry Page și zice, ah, Fire Silvio Aron, gmail.com. Parola, forța, steaua, forța, steaua. Ei, ei, ia uite bă, ăsta are nodul cu gagica. Ia uite prostul. Ia uite bă, nymphomane.org. Uite bă, frate, ce... Măi, pe cine păcălești, măi, Chifoi, cu cine vorbești, cu copii de 15 ani, cu cine vorbești, mă, frate? Vin tu, parolele tale sunt încriptate la Google și n-ai de unde să știi, mâine Google dă țeap, dă parolele pe net Google. Bazele de date personale, iar tu nu primești nimic. Pe partea de blockchain, de exemplu, tu deții parte din rețea, adică criptomoneda propriu-zisă. Dacă rețeaua are 20 de milioane de tokenuri și tu ai cumpărat 100 de mii dintre ele, felicitări, deții acum 0,5% din rețea. Poți să deții NFT-uri de pe rețeaua aia. Așa cum deții tu 5% din apartamentul ăla în care stai. Și se dispersează informație mult, mult mai rapid, direct între persoane. Asta este valoarea adevărată pe care o aduce blockchain-ul. Pentru că trăim într-o lume a informațiilor și informațiile, dacă sunt digitalizate, călătoresc. Da, doar persoanele ajută la criptarea acelei informații. Cu siguranță nu consumă curent cât pentru două țări toată această criptare. Se numele n-aia criptarea, e cu ajutorul vântului. E cu păsările călătoare. Da, exact. Criptarea asta, tot processing power-ul ăsta vine de la soare. Vine de la soare, de la toate fermele alea de cripto și toate cele din țări din lumea a treia. Toresc mult mai repede, deci valorează mai mult. Versus dacă ne întoarcem în anii 1500, când s-a inventat presa de printat a lui Gutenberg. Lumea era needucată, nu exista schimb de idei. Bă, ador atât de tare comparațiile astea. Guys, exact așa a fost. Bă, asta e discursul ăla de acum 2 ani. E discursul ăla de acum 2 ani de când își lua țeapă toată lumea. Guys, așa au zis și când a inventat Ford mașina. Când Ford a inventat mașina, i-au zis... Ia, nu glumesc, nu Ford a inventat mașina. Când Ford a inventat mașina și i-au zis și lui, băi, ce e asta, frate? Nu m-aș da jos de pe bicicletă nici să mă bat, să mă urc în janghina ta de mașină. Așa i-au zis și lui. E, așa se întâmplă acum și cu blockchain-ul. Guys, când s-a inventat focul, credeți-mă, eram acolo, doi băieți s-au dus la ăla, dar a făcut focul și a zis, pleacă, băi, de aici, asta e mâna diavolului. Dar, pe urmă, vedeți voi, omul a făcut focul în continuare. Așa e și cu blockchain-ul acum. Ok, încă 3 minute. Ok. Uite, mașina lui Schweinsteiger sau cine a zis. 1500, când s-a inventat presa de printat a lui Gutenberg. Lumea era needucată, nu exista schimb de idei, lumea nu comunica, nu exista informație nicăieri. O carte putea fi scrisă de mână într-un an de zile, iar apoi a putut fi deodată printată mult mai repede. Exact, asta se întâmplă acum, de exemplu, până acum... stai, n-avem un exemplu real, da, corect, ok. Zic, dă-mi un exemplu real din viața reală. Dă-mi un exemplu care se leagă de spațiu cripto la fel sau măcar 1% la fel de revoluționar ca presa de scris. 1% la fel de revoluționar ca presa lui Gutenberg, lui Gutenstein. 1% la fel de... Ce, să-mi zi-mi orice, dă-mi un exemplu cel mai mic. Nu există! Dar nu că o să se întâmple cândva, mâine de la 5 la 7 se întâmplă. De câteva zile, nu vreau să mă înșel, dar pe acolo, spune-i o zi. Asta înseamnă că era de 365 de ori mai scalabilă informația aia. Și din momentul ăla pur și simplu a început o explozie tehnologică în care lumea putea să schimbe informații mult mai rapid. Așa se întâmplă și într-o economie. Cu cât putem să comunicăm mai direct și mai simplu unii cu ceilalți, cu atât economia respectivă o să crească. Și am făcut un thread pe Twitter despre NFT-uri. Nimeni nu înțelege de ce NFT-urile vor exploda în toate industriile în afară de mine. Dar nu asta zicea așa cu 2 ani, acum un an. Nu e exact același lucru, îl zicea și nu s-a întâmplat nimic. Au încercat două companii să facă NFT-uri, i-a scuipat toată lumea în gură și nu s-a mai întâmplat nimic cu NFT-urile. Unul la mână. NFT-urile sunt contracte care permit mișcări aproape instante între doi indivizi care vor ceva. Unul vrea bani, altul vrea un serviciu adus de bani. Dacă crezi că treaba asta se numește tranzacție, bravo, ai câștigat un os. Dacă cumperi un bilet pe... Domnul Cristian Ghivă, puteți să-mi explicați cu ce diferă asta de transferul bancar? Dacă eu mă duc la frizer și zic salut, vreau să mă tunzi și el zice, nu, păi asta e o tranzacție instant.
Nu mai prin a, dar cumpăr acest... Poți să-mi spui care este diferența între tranzacția făcută între un serviciu și bani, da? Eu dau bani că îți primesc un serviciu sau invers. Cu ce mă ajută un NFT și nu mă ajută un card de debit? Poți să-mi dai un exemplu în care un NFT bate la curul gol un card de debit? Chiar aș vrea să știu. Serviciu adus de bani. Da, dacă vrei să transferi o sumă de 4 miliarde de dolari unui traficant de arme din Arabia Saudită. Ok. Păi... Prioritățile tale care mai sunt, că nu înțeleg. Da, te ajută foarte tare dacă vrei să cumperi 12 Toyota sandbuggies tale. Atunci da, ok, da, te ajută. Bani. Dacă crezi că treaba asta se numește tranzacție, bravo, ai câștigat un os. Dacă cumperi un bilet pentru acces la orice, să zicem, ăla e, îl folosești odată, totul e centralizat de o bază de date a unei firme care are limitări. Dar dacă biletul ăla ar fi un NFT, poți să revinzi instant sau oricând vrei NFT-ul altcuiva pe piața liberă fără limitări. Există royalități, crește revenue, firma cedează controlul către secondary market și userii transmit informația mai rapid decât duce baza de date a firmei. Asta, istoric vorbind, a creat tracțiune și vedem cum. Industria aeriană. În 1990... Deci nu, hai să citim. Eu acum mi-am dat seama că el a tradus asta din engleză și că nu are proprietatea termenilor și a cuvintelor în limba română. Dacă cumperi un bilet pentru acces la orice, ăla e, folosești odată, totul e așa. Deci eu îmi cumpăr un bilet la concert, da? Da. Și îl folosesc și că ăla e. Și spune că este, da, what you want, time you zone. Dar dacă și este... ar fi un NFT, ce? Că nu înțeleg ce se întâmplă cu NFT-ul. Nu nicio. Ce revând exact? Ce revând instant din NFT-ul ăla? Ce revând exact dacă eu m-am dus și am văzut concertul? Ce revând? Pare că Chifoi și-a luat bilet la Antol și e supărat că n-a putut să-l revândă. Da, efectiv, vând bilet NFT la Antol 2019. Industria aeriană. Se referă că biletul NFT mai are și alte beneficii pe lângă doar concertul în sine? Gen? Ce, că primești mărci, lucru pe care poți să-l faci cu un bilet. Nu înțeleg. Da, vezi Bored Ape de Apes? Ah, mai hai să nu vedem Bored. Da. Gen Meet the Artist merch? Ah, Meet the Artist merch. Lucru pe care îl n-ai faci deja cu bilete fizice? Nu, tu nu înțelegi. Zlăboc! Bine, hai să ne uităm la asta alu Los, pe care a cumpărat cursul Chifoi. Hai, da, să vedem. O să vorbim despre cursurile decanului Universității Virtuale Notorious NFT, Cristian Chifoi. Decanul Chifoi! Iată decanul. Ia uite cum îți vinde asta. Cum să devii un antreprenor digital să generezi 20.000, 40.000 de euro lunar. Mă, cine te crede că generezi atâția bani lunar? Ne-ai arătat, știi că ai greșeală, Chifoi, că ne-ai arătat AdSense-ul. Da, da. Adică știm da. Câți bani faci, că ia-ți banii pe care îi faci. Știți că sunt un mare fan al acestor pseudo-universități și m-am decis să fac asta când mi-a apărut reclamă cu Cristian pe Instagram. Altceva n-a fost. Poate loc de a absolvi și altceva pe lângă Academia de Vlogging ca Andrei Șelaru. Dacă nu acționezi acum, o să încasezi grav de tot. Din păcate, recesiunea este... Cumpără, acționează, dă click, cumpără acum, dă-mi banii tăi, trebuie să mor de foame. Cineva cu Blue Jay-a îmi spune mie că o să fac între 20.000 și 40.000 de euro lunar cu blugii din IDM? Este aici, dacă nu faci ceva în legătură cu asta, risci să-ți pierzi jobul, afacerea și chiar bani. Poate în momentul ăsta îți spui: dar ce zice mă și asta, recesiune, afaceri, bani, lasă că e timp destul. Din păcate, nu mai ai timp. Nu mai ai timp, zero timp. Acum, cumpără. Apocalipsa e aici. Măi, dar săracul copiază de tare pe Andrew Tate, care went full on. Adică Andrew Tate era la nivelul ăla de Selpich anii 2007. Și efectiv he goes all in și el. În 2008 recesiunea a lovit grav de tot. Multă lume nu a înțeles ce s-a întâmplat atunci când s-a întâmplat, iar oamenii credeau pur și simplu că își vor pierde casele, mașinile și chiar nevestele. E, acum fără glumă... Cristian Chifoi îmi pare genul de om care vorbește mult ca să nu spună nimic. A văzut că e loc pe nișa de crypto speech și sfaturi financiare în România și pare că s-a apucat și el să zică aceleași găsele. 34K, 19K, 23K... Păi da, dar știi cât e RPM-ul la Bitcoin? Și eu când se mai întâmplă să mai pun Bitcoin în titlu sau în descriere, și cum îmi bubuie banii pe YouTube... A, pe pune la Bravo Steel să fie... Le da. Facem în două părți, ținute. Bravo Steel pe blockchain. Telnițe fumate pe care le aude și pe alții prin afară, aceleași idei repetate la nesfârșit, cu tot felul de titluri alarmante și cu promovări la proiecte shady, cumpără neamule pământ virtual în metavers. Adică mergem pe principiul, spune-mi cu cine te asociezi ca să spun cine ești.
Desigur, nu uităm. Mai erau și colaborări de astea care au rămas așa ascunse. Nu mai știu, cred că Robert Meteca a avut interviu cu ăsta, cu Filip Cristian, pe care lumea îl vede, încă îl vede ca acest mare antreprenor serios și... Valabil în ambele cazuri. Dar nu o să vorbesc despre asta, nici despre cum fratele partenerului său mina câte un Ethereum pe zi, iar în câteva luni adunase 800 de Ethereum. Noaptea aceea. Păi și după... De ce? Zi. Că mina câte un Ethereum pe zi și a strâns 800 și n-ai cum să strângi dacă... Ok, da. Ok, retrag ce am zis mai devreme. I don't like his side profile. I really don't like it. It doesn't do it for me. Ușu întreabă, bă, dați ieri, de ce nu face videouri din astea? Că e prost. Că e prost. Și sărac. Sărac. El nu vrea să... Nu, aia e, că Țiriac nu vrea să ajute oamenii cum vrea Chifoi. Chifoi vrea să te ajute. Chifoi te avertizează că recesiunea e aici și trebuie să faci ceva acum. Cumpără, dă click. Țiriac nu, Țiriac e rău. Nu vrea să te ajute. Aia care a fost procesul mai departe? V-ați lăsat de minerit? Mă gândesc că nu era profitabil la un moment dat, nu? La un moment dat, da. Am vândut, mă rog, cu cât am mai putut, dar ideea e că el minase tot timpul ăsta, câteva luni, a minat câte un Ethereum pe zi. Și el a ținut în continuare tot Ethereum-ul ăla, știi? Și se adunaseră, nu știu, în jur de 800 și ceva de Ethereum. Okay. A, deci el a minat un Ethereum pe zi, timp de câteva luni și s-au adunat 800 de Ethereum. Okay. Păi frate, zilele pe blockchain curg altfel. A, bă, înțelegi, am văzut tu. Și o Interstellar, da. Zilele, da. O zi în blockchain de cât sunt 10. 2 ani pe Tera. Sunt aburele youtuberești, găsești o sumedenie la orice crypto speaker motivațional, cum îmi place mie să le zic, iar eu am niște copii de crescut acasă, nu să-mi investesc atât timp și energie în direcția asta. Am văzut clipuri de la Fire despre el, de la Zoso, și niciunul nu-l punea pe Cristi într-o lumină bună. De, invidioși, cum ar zice un criptofrate. Însă eu, în schimb... Un criptofrate! Sunt aici să-mi pun la îndoială. Băi, eu vreau să vă reamintesc de fiecare dată când au numele Chifoi, videoul acesta care este acum pe ecran, acest video cu cumpăr acum imobiliare în metavers, în care Chifoi ne zicea Neuralink să cumpărăm pământ virtual cu poze din satelit. Vă rog eu frumos, pentru cine nu l-a văzut, duceți-vă și uitați-vă ca să înțelegeți cine este Cristian Chifoi. Oare penthouse-ul în care stă el acum l-a cumpărat de fapt în Earth 2.0 și încă nu s-au prins proprietarii că omul a intrat în nefracție? Bă, nu știu, dar cineva cu prea mult timp liber ar trebui să verifice pe Nextert dacă Chifoi este deținătorul propriului penthouse în metaverse. Ale propriile credințe, acelea că, într-adevăr, Cristian nu este un om plauzibil. Iar asta este o descriere mai la... Zosu a ales un thumbnail foarte bun. Sunt pregătit să zic că decanul Chifoi e mai mult decât un wannabe Stephen Graham, un larg deviz de discount. Sunt pregătit dacă e cazul. Și cum conținutul lui de pe YouTube nu ține cu Chifoi în sensul ăsta, m-am decis să pășesc în Universitatea Virtuală Notorious NFT. Bine, să o caut, că n-am cum să pășesc în ea, e virtuală, v-am zis. Însă din câte vedeți, primul rezultat când cauți Notorious NFT este altceva. E site-ul cu NFT-uri ale ăluia, căruia Chifoi a luat inacceptabil porecla ca să-și o autoproclame, că sună mișto și e păcat ca McGregor să nu o împartă și cu altcineva. Într-un final am dat de adevăr. Deci Chifoi a zis, bă, ce tare McGregor, o să iau numele și o să-mi fac un site care, eu o să-mi fac o chestie a cărei singur scop este să vândă cu ajutorul Google, practic, când să faci zid-astea, cum zice, funnel-uri și până, și a ales un nume de SEO care este deja al lui Conor fucking McGregor. Poate. Măi, cum vă zic că ăsta e un ultimul impostor? Bă, stau un pic, cum mă, frate, nu știi de cele ce mai... De ce zici de Conor McGregor impostor, nu înțeleg? Nu știi cele mai impenibile noțiuni de SEO? Că n-ar trebui să iei un nume deja mega faimos? Că gen, te caută numai pe Google și nu te găsește, că e deja McGregor. Fucking McGregor! Tare, ce fuck, nu știam chestia asta. Într-un final am dat de adresa corectă a universității, cea web. Am dat și de cursuri. Ce mă uit? Are mai multe cursuri cu aia. Plete călătoare, viața după moarte. Cum să-ți atingi potențialul maxim? What? Holy shit, what is this? Deci, stai un pic, deci, prima universitate digitală din lume cu acces pe bază de NFT, ok, acces pe bază de NFT și de ce îmi cer bani dacă e acces pe bază de NFT? De ce îmi cer bani? Cu
Păi, suflete călătoare, viața după moarte, cum să trăiești potențialul maxim. De unde vin visele și de ce sunt atât de ciudate? Cu oameni pe care nu i-am văzut niciodată și chiar și eu parcă sunt altcineva uneori. Ce s-a întâmplat cu mine când am leșinat, unde am ajuns? De unde vine sentimentul la de spital, ar trebui să ajungi, dar pare că nu. Viața mea s-a transformat la nivel profund când am ales să explorez această lume, iar în plan fizic am ajuns să trăiesc viața la care am visat de mic copil, viața visurilor mele. Vrei să-mi vinzi cripto ca pe ceva real și pui și asta lângă? Ăsta a adus-o pe doamna Jung. Dreamcatcher. Heart. Brain. Uai, măi, e mor de foame, săracu. E mor de foame. Next summer body. Ok, I'm interested. Coaie, vinde toate căcaturile din lume, plan alimentar. Este la bustul gol în tot cursul că aș da 99 de euro dacă e. Asta nu e chifoi, viața mea, asta e altul. Ah, ok. Asta nu e chifoi. Bine. Mă interesează. Social media monetizing. Doamne, Dumnezeule okay. mare. Măi, săracu, e mor de foame. Cum să vinzi cu aia? Oameni. Dar vezi că sunt genderuite toate aia cu rozii pentru fetițe. Da. De la curs de cripto, care nu mă interesează și nici nu mi inspiră încredere omul care zicea că frate-sul mina câte un Ethereum pe zi, iar în câteva luni a strâns 800. Nu mă interesează nici cursul despre viață de după moarte. Ok, și nici să-i cumpăr NFT-ul lui Chifoi nu mă interesează. N-am ajuns atât de jos în viață încât să cumpăr un NFT. Însă Chifoi are și o secțiune cu freebies, cu webinare, cursuri și ghiduri gratuite, pe lângă cursurile plătite. Știți schema de inițiere? Bogat de la 11 ani! Că-i bogat de la 11 ani! I mean, he knows his audience. Efectiv, asta e audiența lui. Valin, nu știu dacă știi, dar lately au început conturi diferite să posteze părți din podcasturile lui pe TikTok, fix cum făcea și Nea Top G și toate, absolut toate au link-uri de afiliat. Toate cursurile sunt noi, pentru că acum 4 luni știu că am ajuns pe site-ul lui, avea doar curs pentru social media, for sure îți pregătește de ceva. Și ales conturile lui, man, cine să-i prea... Măi, vei nu vedeți că el n-are gen fani. El primești chestia gratis, cu detalii pe care oricum le găseai la fel de gratis pe internet, te abonezi la newsletter și mai probabil în felul ăsta să te pescuiască pe viitor, mai ales dacă ești suficient de bleg și crezi în profite de reducerile astea de neratat. Hai să facem bani împreună, ori mai ales dacă crezi în crypto speech-urile motivaționale. Deci puteți să vă duceți și să le descărcați și voi gratis, dacă sunteți curioși, să le răsfoiți și să vedeți ce informații a trântit de canul Cristian și să vă faceți singur o opinie. Eu să răsfoiesc cu pe primul din listă și având în vedere că sunt gratis toate. Wow, uitați-vă la această grafică, prieteni dragi. Nu știu dacă vedeți acolo, este logo-ul de la fucking Yahoo. Este logo-ul Yahoo. Păi să te fuse, mă, să am zis că te ne dă. Yahoo. Este logo-ul Google Plus. Nici nu mai există. Logo, măi, sunt oameni aici, sunt oameni aici în chat care nu știu ce e Google Plus. E logo-ul vechi de la, toate logo-urile sunt de acum. Yep. E o grafică de acum 8 ani, 10 ani. Babolu, social media. Doamne, Dumnezeule mare, de unde ai copiat asta? Măi, Chifoi, când furi ceva de undeva. Vei și tu, mă, nene, măcar să fie, Doamne, Dumnezeule mare. Cineva întreba în chat, ce e Google Plus? Da, mai lipsea logo-ul High Five și era full. High Five și Tumblr mai lipseau de aici. Toate astea, nu mi se pare corect să încadrez clipul în seria cursuri, dacă nu dau vreun ban, cum am făcut-o până acum, așa că nu va aparține de niciun playlist. De altfel, nici nu o să mă strofoc să aflu care e aportul real depus în realizarea cursului pe care l-am descărcat și cât o fi luat de prin cărți sau alte cursuri. Pur și simplu trecem peste toate astea, vreau să văd câte informații utile găsesc, cât de mult s-a implicat Cristi Decanul în realizarea acestuia și dacă după ce tragem linie pot să vi le recomand. Sau pot să vă zic că m-am înșelat puțin și că Chifoi nu e cum pare prin vlogurile lui în care vă trântește scheme peste scheme în față, vorbind ca să nu tacă. Cine știe? Haideți să vedem. Să fie clipul ăsta omologarea faptului că aveți ce învăța din acest curs, sau nu. L-am ales pe cel despre social media, care are 63 de pagini, mai mult sau mai puțin, și pe care l-a făcut, pare mi se... Pagini. Vedem și noi cum sunt scrise, cu font 18 și două paragrafe pe pagină. Pandemie prin 2020. Începe cu o introducere firesc, în care ne explică că social media reprezintă toate tehnologiile interactive între... O poză în care avem logo-urile Foursquare, Google+, VKontakte, Flickr... Doamne, Dumnezeule, măi, ce schemă. Uite puțin, social media. Bă, da, îți dai seama,
Să mă rog, sunt puteți, adică, și că pentru unii dintre voi poate să pară o chestie gen peti, știi, că mă leg de faptul că așa, doamne, și ce, sunt niște logo-uri vechi și la ala, dar pentru mine care lucrez și am lucrat în industria asta 10 ani de zile, e gen, e de departe cea mai mare glumă, că gen te roade la ochi, tu nu poți ca expert în chestia asta, tu nu poți să lași ăla acolo, că te roade, te distruge psihic să lași logo-ul Foursquare acolo, aplicația de check-in, da, cu 10 ani. Măi, era peti dacă făcea mai puțin bani ca el, da, în situația asta. Dar te rog, e frumos. Sabina vrea să face boală în toți ăștia, că din greșeală, practic, fără să mă chinui prea tare, fac mai mulți bani ca ei. Da, este, social media reprezintă toate tehnologii interactive, intermediate, este manualul... Computer, inclusiv smartphone. E manualul de tic, e manualul de... Mă învață să folosesc faxul și e-mailul. E manualul de tic. Eu am vândut pastile cu toate logo-urile astea. Îți ratați-mi intermediate de un computer, inclusiv smartphone, care facilitează crearea sau distribuția de informații. Doamne, te rog frumos, Lospa, dă copy-paste la chestia asta în Google, că vreau să văd din ce manual e. Aia cu inclusiv smartphone, ăla e aportul lui Chifolia, tot ăsta, pentru că nu existau smartphone-ul de când e fraza asta făcută. Idei și alte forme de exprimare prin intermediul comunităților și rețelelor online. Asta înseamnă platforme ca Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc. Și mai ne zice că social media este cea mai simplă piață de advertising, unde oricine își poate crește brandul personal sau de business cu costuri minime. Iar în următoarea pagină, a doua de text, practic ne vorbește despre targetare și ne aduce la cunoștință un studiu din care reiese că românii petrec online în medie 5 ore jumate pe zi, în timp ce 21 dintre ei stau online cel puțin 8 ore zilnic. Dacă dăm click, vedem că este un studiu din 2014, în cursul lui din 2020. Mi se pare inacceptabil să vin 2020 cu un curs în care să ne vorbești despre social media, că uite cât petrec românii în online. Genul ăsta de studii se fac odată la un sfert de ani și se fac și oficiale de către stat, adică ai acces la datele astea la secundă, practic. Pe Instagram, YouTube și TikTok, la care s-a găsit un studiu din 2014, un studiu în care internetul era cu totul altceva, iar TikTok, de exemplu, nu exista. Cum să vin 2020 cu un curs care conține informații atât de învechite, dacă nu ți-ai mai luat informațiile de pe primul rezultat din căutările de pe Google, de pe descoperă.ro, când faci cursuri și ai stat 10 secunde să cauți în detaliu pentru anul la care... Dar faptul, nu, scuze, faptul că nu știe să pună hyperlink, prieten dragi, el a pus link-ul în paranteză, el nu știe să folosească hyperlink, nu știu dacă înțelegeți, el scrie cărți, el face cursuri, el nu știe să folosească hyperlink. De pe descoperă.ro, când faci cursuri și ai stat 10 secunde să cauți în detaliu pentru anul la care te raportezi, în cazul tău bunesc că 2020 sau 2019, ai vedea că sunt studii pe fiecare an pentru România. Uite, unul din 2019 în care aflăm că media a crescut la peste 7 ore. Hai mă, Cristian, dacă din a doua pagină vii cu studii atât de îndepărtate de realitatea anilor 2020, îmi lași impresia că l-ai făcut așa, pe repede înainte, să fie. Apoi, în pagina următoare, ne vorbește... Ui! Auziți? Ziceți drept, acu' e dizertația asta? Ui! Ei, măi, dar nici... Măi, e logo-ul de la publicația de la care a luat această... Yep. Măi, vă rog frumos, a luat această poză de undeva, e logo-ul Take 5 Media, Comic Sans, Marketing versus Branding. Doamne Dumnezeule mare, ce bătaie de joc! Da, mă, dar e gratis. E asta zic întotdeauna, că nu e vina omului care se lasă schemuit. Că omul poate să vină din disperare, din lipsă de educație. Adică asta te-a în modul în care poți să ții țeapă. Cu toții ne-am luat o țeapă, de aia de ne-a fost rușine cu noi la viața noastră. Și dacă zici că nu e adevărat, minți de îngheață apele. Bă, o țeapă ții. Dar de asta zic, men, că sunt ultimii oameni. De asta zic că sunt ultimii oameni. Fix ce face Lospa acum dovedește că sunt efectiv ultimii oameni care they don't give a fuck about să te învețe, să te ajute, să te vor doar să-ți arunce niște cuvinte de astea în care să nu înțelegi nimica ca să le dai lor bani să explice mai bine. Asta e e-book-ul care a dus plus valoare urmăritorilor lui de care vorbea el. Plus valoarea! Iată plus valoarea! 20. Îmi lași impresia că l-ai făcut așa, pe repede înainte, să fie. Apoi, în pagina următoare, ne vorbește despre marketing și branding și că marketingul este acțiunea, iar brandingul este rezultatul. Cele două trebuie să coexiste în business dacă se dorește creșterea acestuia. Dacă ai nevoie de ajutor, ne poți scrie pe Instagram, Emotion,
Media.ro. Mi se pare dezolant să scrii asta într-un curs. Și mai dezolant mi se pare că pagina asta e o pagină inactivă încă de pe atunci și de mai bine de 2 ani, cu 260 de urmăritori și 616 persoane urmărite. Deci nu... Uite, papă, waffle-ul! Stați că nu cred că vedeți. Uite, papă, waffle-ul! Da, bro. Arată ca o pagină de business local din Călăraș. Agenția de SEO din Călăraș. Înghețata aia verde. Nu cred că poate oferi ajutor cuiva, mai ales ei. E chiar ridicol. Mai dăm o pagină și ni se zice că nu au folosit alt mediu de advertising în afară de social media și că ne prezintă cum poți face pe cont propriu ce au făcut ei, să crească două branduri care vor fi extinse la nivel național, iar apoi internațional. Hai să vedem cum. Băi, am văzut că unii din comentariile lui și de aici din chat și noi știm cum. E, oamenii care au fost păgubiți să zică cum și-a deschis el aceste business-uri. Noi nu vrem să zicem că nu vrem să ne implicăm în procesul ceva să vină pentru Chifoi, dar să ne zică el cum a reușit să deschidă aceste business-uri. Noi nu putem să zicem, dar știe multă lume deja, adică vedem la el în comentarii și aici prin chat că deja știe multă lume. Să ne zică el, poate face un video. Uite, Cristian, uite o idee de video. Cum mi-am deschis cafenelele și de ce m-am mutat la București? Uite o idee de video, Cristian. De ce m-am mutat la București și am vândut cafenelele sau ce zicea el că a vândut? Chiar mi se pare că știe multă lume, gen nu știu, cam câtă e populația în Techirghiol, cam atât de multă lume, mi se pare da, că știe. Da, nu, populația în Techirghiol, da, cam, dacă ai să calculez, da, clar știe așa, gen populația în Techirghiol, da. Și mie mi se pare da, la fel. Da, da. Bă, da, mișto penthouse-ul. Da, da, tare penthouse-ul, sfertul de penthouse. Instagram Take 5 Coffees, Instagram Bubble Waffles. Well, s-a aruncat puțin. Cafeneaua Take 5 Coffees nu că s-a extins național, iar apoi internațional, cum susținea Cristian, ci mai degrabă s-a extins în faliment. Pare să că nici pe el nu l-a ajutat aici propriul său curs de social media. Bine, asta până și-a dat seama că e loc pe nișa de cripto și NFT și a devenit decan al universității virtuale proprii. Norocul lui a fost că măcar Bubble Waffles a rămas în picioare. Apoi continuă cu sfaturi universal știute, precum, în primul rând, pozele, respectiv contentul, trebuie să fie de o calitate înaltă și poți ghici și de ce. Nu numai că atrage de la ei. Puțin, contentul trebuie să fie de calitate înaltă. Dă un pic înainte să vezi cum arătau pozele de da, la cafene. Da. Astea, ok, don't care. Nu știu dacă voi observați. De calitate înaltă. Aceasta este o cană de cafea pusă, luată cu lasou de undeva și pusă aici la o dimensiune off. Nu cred că e. Nu e reală. Aia deci nu e o poză de 100.000. Nu, cred că e prea bună perspectiva. Nu, cred că e tu bună. Vezi dimensiunea la această cană și dimensiunea acestor mini croasante? Da, nu știu, nu-mi dau seama de aici. Mă rog, de croasantele aia cu mac. S-a rămas în picioare. Acum e posibilitate ca persoanele să interacționeze mai mult cu postarea. Share, like, comment. Da, deci nimic notabil aici. Pe la pagina 10 înșiră programele cu care să-ți editezi pozele. Nu, scuze că tot scuze pentru oamenii care vor să vadă asta. Luăm spancertul, deci vă și uitați-vă, da. Aplicații de folosit pentru editarea contentului: Snapseed, VSCO, Lightroom, PixArt pentru editarea culorilor și a contrastului în poză, PixArt, InstaSize, Canva, Photocollage. Și mai bună optimizare pentru pozele de Insta, ok. Ok, bine, nu era atât de interesant, mă scuzați. Ușor de folosit, lejer și merită toți banii, mai ales dacă postezi despre social media, mai ales ca brand. Și l-ai la pachet de 12 euro, cu tot cu Photoshop, spațiu de stocare și alte aplicații incluse. Deci folosiți Lightroom, învățați în câteva ore cum să vă jucați cu el, creați niște preseturi urmărind tutoriale și o să observați că pozele vor da un, cum zic tinerii în ziua de azi, un alt vibe. Și că tot vorbeam de vibe-uri, ia uite în pagina următoare. Și Cristian îi zice despre el că pozele trebuie să comprime atmosfera din locație. Să fie prezenți oamenii în poze, că oamenii atrag alți oameni. True. Sau faliment, că degeaba a pus pe Instagram poze cu oameni la locația Take 5 Coffees. Nu prea s-a îngrămădit lumea într-un final. După mai dă un exemplu cu spălătorile auto, că la fel poți face poze și filmulețe, în special când îți speli mașina. În momentul acțiunii merge chiar și un live. Transparență se numește și ajută urmăritorul să prindă încredere în brandul tău. Acum vă întreb, câți dintre voi urmăriți vă spălătoria auto pe Instagram? Sau pe Facebook măcar? E o întrebare retorică, știm cu toții răspunsul. Câți dintre voi a mers prin vreo spălătorie auto? Cu siguranță mulți. Câți mergeți la băgat fisa?
probabil mai mulți decât pe metoda tradițională. Câți dintre angajații de la spălătorie care spală mașinile, parcă își iubesc jobul, încât să mai trântească și un live cât timp bagă aspiratorul în portbagajul Dacii Logan. Să facă asta și cum trebuie, să dea bine pe cameră și să nu încurce procesul mai mult. Exact, știm cu toții răspunsul. Știți cum sunt persoanele de social media la cafenele, la tot felul de localuri și sunt pe acolo făcând content? Da. Stai pe cineva la o spălătorie auto? Da. Mai dă o dată cola de apă și acum facem tranziția. Nu, asta e oribil, asta e oribil. Adică faci, mi se pare că merge genul ăsta de content făcut cu cineva care doar stă și observă, nu stă să întrerupă procesul muncii sau în afara programului. Plătești actori sau plătești oamenii extra să vină să filmezi la ăla. Nu sunt de acord cu o singură chestie, ești cu LOSPA, e foarte punctuală, doesn't even matter, care e dreptate în mare parte, dar adică orice business poate. Stai, că știu, tu te-ai uitat la content, la contul unei spălătorii, da. Te-ai uitat și la video, știu, pentru că e genul de content care te spală pe creier. Exact, dacă e genul, adică poți fi genul ăla de ASMR content, ASMR, whatever. Da, da. Deci content de la relaxant în care te uiți cum, nu știu, eu n-am ce treabă cu mașinile, n-am, dar gen, nu știu, eu mă observ pe lângă milioane de alți oameni pe TikTok, de exemplu, pentru că pe TikTok e mai degrabă chestia asta. Mă uit la revizii auto de făcute de niște, nu știu, chinezi sau nu știu, exact, într-un service din Asia. Nici nu știu dacă revizii. Sunt făcute bine. Da, da, fac revizii auto și gen, se arată cum le schimbă lor uleiul și cum le dă cu polish pe farul, pe faruri și cred că orice business poate să profite de social media în sensul ăsta, dar da, este o chestie extrem de nișată și nu în niciun caz ceva ce ar trebui să intre într-un curs de ăsta gen, hei, ai o spălătorie, dar dacă ai gen o, nu știu, cred că sunt atâtea business-uri de astea care trebuie să stai chiar să-ți pui mintea la contribuție să găsești ceva interesant de pus pe social media. Sunt unele business-uri care chiar n-ai să pui pe social media, ca e. Business-ul de pompe funebre. Astăzi îl îmbălătămăm pe domnul Popescu. Uita, zici că e viu. Domnul Arșinel a ales casa noastră de pompe funebre. Înainte să plece dintre noi, domnul Arșinel a zis puneți-mi voi bată-n nas. Mai puțin chifoie care consideră că ce zice el ASMR contabilitate, da. Exact, știm cu toții răspunsul. Mai puțin chifoie care consideră că ce zice el e un sfat notabil. De parcă stă lumea să caute spălătorii auto pe Instagram, nu pe cea mai convenabilă în privința banilor, a timpului sau împrejurimilor. Apoi continuă cu aceleași treburi evidente, a tot știute, că pe Instagram predomină publicul tânăr, iar pe Facebook părinții acelui public tânăr. Că trebuie să postezi destul de des, că ba chiar și să filmezi videoclipuri prin local și să te inspiri de la alții din nișă. Cam cum face Chifoi cu clipurile lui, cu criptospiciuri. Și o tot ține așa de ajungem la pagina 25, unde ne ia cu arhetipuri. Ce-mi place asta cu arhetipul de brand, doesn't mean anything. Există 12 arhetipuri de brand, iar pe business-ul tău îl va reprezenta unul singur, în proporție mare, și un al doilea în proporție mai mică, în funcție de omul, oamenii care conduc acest business. De exemplu, noi la Take 5 Coffee avem ca arhetip principal magicianul. Da, nu e de mirare, având în vedere că a dispărut după ne-a ia cu mi-a făcut clipul doar ca să țin râdă da, din el. Efectiv, Lospa pare că s-a gândit la gluma asta. A gândit singur în casă și a zis, fuck it, o să fac un clip întreg care să acompanieze această glumă. Puterea machiajului cu gene de seară pe pagina Take 5 Coffees. Giveaway 3 make-up-uri de la Andreea Carapcea. Okay. Asta nu-i fata care face și cursul cu visele? Ceasul cere ridicolo. Da, înțeleg ideea pe care s-a bazat că femeile beau cafea. Deci hai să facem giveaway cu machiaj. E ok, înțeleg logica. Dar pe același principiu ai putea să faci giveaway la hârtie igienică pe pagina unui restaurant, că toți ne căcăm după ce mâncăm. E și aici o logică, nu? Doar că nu... O genul... Cafeluță și apoi căcuță, corect. Genul de giveaway la care Lengel ar fi perfect. Perfect. Nu e potrivire de nișă, zic eu. Numai bine dacă cafeaua era atât de bună, făceai giveaway cu câștig o săptămână de cafea gratis de la noi. Mergem la pagina 32, iar e comic fără să vrea Cristian. Când se postezi pe social media, păi între 9 și 11, între 14 și 16 sau între 18 și 20. Nici măcar nu s-a strofocat să explice, așa că vă zic eu, niște aspecte pe care foarte mulți dintre noi le știm, dacă nu cu toții. Mi se pare de bun simț să postez dimineața poze cu cafeaua, de exemplu, încă de la 7, când lumea din jurul cafenelei tale e mai predispusă să bea cafea, mai ales dacă îi apar cumva în feed. Mi se pare normal să postez poze cu mâncarea de la restaurant pe la 11-12, ori pe la 15-16-17, atunci când lumea e mai predispusă să scalce pragul și să mănânce, că le-ai mai făcut cumva și poftă cu ciorba de perișoare care le-a părut
intruziv în feed-ul de poze de pe Instagram, în search și tot au văzut că ai localul pe lângă. În schimb, măcar a argumentat de ce unele treburi merg mai bine pe weekend, deși e destul de logic, precum cafenelele. Și cum să te agăzi de diverse evenimente pentru a-ți crește afacerea, cum exemplu postarea asta de pe pagina răpusatului Take 5 Coffees. În perioada alegerilor, dacă le arătai că ai votat, la primul produs cumpărat îl primeai pe al doilea gratis, ofertă valabilă doar în ziua respectivă. Acest aspect nu mi se pare neapărat un cam în sens. Nu îi vezi pe toți să se îngrămădească cu astfel de oferte, deci, da, bravo, a zis ceva care mi se pare foarte ok și util după 34 de pagini. Și acum pregătiți-vă de cringe, dacă ați urmărit măcar două clipuri de ale lui. Nu, să-mi bag, Doamne, vă rog frumos, nu dați DM-uri. Vă rog eu dacă... I hate this so Doamne, fucking much. Holy fuck. Încetați cu DM-urile, vă rog eu frumos. DM-ul de la brandul Hey, Cocoi. Salut! Vrei să bei o cafeluță la noi pe gratis? Postează 4 story-uri. Du-te-n p***e, mătii. Lui Cristian, și credeți că glumele sale cu Take Your Girl sunt cringe? Capitolul ăsta este și mai cringe. După cum foarte bine știți, business-urilor nu le pasă de voi. Interesul lor e profitul, nu interesează pe ea de la mega imagine dacă e supărat, trist sau nefericit sau poate fericit, că ai trecut printr-o pasă proastă sau nu. Și dacă urăsc ceva pe lumea asta, acel ceva este mimarea pe care, slavă Domnului, o văd și o aud doar... Oh my fucking God! Deci stai un pic, deci cafeneaua lui Chifoi dădea mesaje random la oameni care le zicea: Hello Adriana, noi cei de la Take 5 Coffee știm că această perioadă grea și agitată va trece și sperăm că și tu treci prin ea cât se poate de bine și de ușor. Crede-ne dacă ai nevoie de informații, de mai aici pentru tine, hashtag stay safe. Ce informații? Pentru ce cu mine? Cred că se leagă de COVID, gen. N-ai de gen. E o cafenea care scrie salut, totul va fi bine. Mulțumesc, dragă cafenea, voi cumpăra de acum încolo cafea numai de la tine. Salut, Fire! Noi, cei de la Fire... Urăsc de tare exprimarea asta. Noi, cei de la... Sună ca o de aia din anii 2000. Noi, cei de la Conex, credem că internetul trebuie să ajungă la toți românii. În toate casele românilor. Hello, Adriana, privește cerul. E ridicol și mă simt luat de prost. Când vine câte un business pe principiul ăsta, mimat de Chifoi și echipa, cu mesaje de genul Hello, input name here, noi cei de la nume brand vrem să știi că îți suntem alături în perioada asta grea. Scrie-ne dacă ai nevoie de informații, suntem aici pentru tine. Ia și pumnul ăsta de emojiuri, poate te simți mai bine. O pasteluță de Soma, doriți? Despre ce informații vorba? Ce informații să-mi ofere o nenorocită de cafenea? Ce sprijin, Chifoi? Zi-mi direct că vrei să-ți mai cumpăr cafeaua aia nenorocită? Lasă-mă cu rahatul dintre astea pentru pămpălăi. Cât de bleg să fii să nu ți se facă scârbă în secunda 2 când vine vreun brand cu mesaje dintre astea? Cât? Da, adică tu ca om care ești în spatele... Îți primesc, hei, dacă putem să te ajutăm cu ceva, scrie-ne. Păi, împrumut și mie 500 de lei. Dă și mie pe Revolut. Dă și mie pe Revolut 500 de lei. Aveți dreptate, Bubble Waffles, chiar. Oh my God, și-a dat același mesaj de pe contul Bubble Waffles. Păi, doar n-a făcut două. Man. Dar de ce îi pune asta în curs? Adică, we get it că ești nesimțit, dar de ce îi pune un curs? Măi, a dat exact același mesaj de pe contul Bubble Waffles. Sperb. Doamne, Dumnezeule mare. Da, Bubble Waffles, mulțumesc că mi-ai scris, ai dreptate, chiar este o perioadă grea și eu sper că se va încheia cât de repede și cât de ușor. De asta am nevoie de 500 de lei până mâine. Dă-și mie. Unui brand, știi simțurile elementare, văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul. Dar dacă scrii mesaje dintre astea, pare că nu știi despre existența unuia la fel de important, cel al ridicolului. Mai ales când pui vot pe story paginii de cafea, cu oare cine iese primar. Bubble Waffle vă întreabă astăzi. Credeți că va ieși primar? Dragi Constanțeni, ați mai dori ca domnul Radu Mazăre să mai fie primarul dumneavoastră? Bubble Waffles vă întreabă astăzi: merită Ungurii autonomia Ținutului Secuiești? Măi, și-a făcut self-report în acest e-book este doar un self-report și ți-a dat cu paragrafe motive să faci mișto de el, ți-a dat cu punct și virgulă motive să faci mișto de el, incredibil. Pe Bubble gratis. Waffles vă întreabă astăzi: meritau Sosti Ceaușescu un proces cinstit sau nu? Frică de ce o să mai zici.
crezut. Mă, Cristian, vreau să văd poze cu cafeaua dacă ți-am dat follow. Și mai ales mi se pare așa invaziv și neprofesional să te duci să le dai like-uri clienților, să le lași comentarii și să le mai și lași mesaje pe deasupra. Foarte frumos, băi, bubble wobble, îi lasă. Dar să te duci să le dai... Ce-ți bușul? Nu știu cum să dau. Preț de doliu, ia-ți clătita Choco-Coco la doar 20 de gol, folosind codul Arșinel 83 la checkout. Preț de doliu! Păi dă mesaje de pe Bubble Waffles de Paște. Bubble Waffles vrea să-ți trimită un mesaj. Iepurașul nu mai vine, că nu prea se simte bine. A aflat din Parlament că e criză la buget. Așa că a cumpărat chiar acum cursul meu, Notorious University, din care poți și tu acum să ieși din criză. Mâine, la prima oră, ieși acum din criză. Recesiunea te va mânca altfel. Măi, a dat comentariul lui una, lui Ioana C. Sendelic. I-a dat comentariu Bubble Waffles și a zis foarte frumos, peisajul să ai o vacanță excelentă. Nu. Mulțumesc, Bubble Waffle! Le lași comentarii și să le mai și lași mesaje pe deasupra cum întrâmă oamenii chipul în cursul ăsta. Doar imaginează-ți așa ipotetic că urmărești pagina Profi, că păstează reducerile săptămânale pe ea. Mergi într-o seară la Profi, că ai văzut că sunt oferte bune, la ananas, iar să ajungi acasă și începi să primești spam de like-uri de la Profi și un comentariu că ce bine stă în cămașa aia mov, ce mai face bunica ta, e bine? Deci suntem alături de tine. Da. Ferească Dumnezeu, păștească ca vulpile, se miros și se respectă între ele. Ăsta e alt Gigel care și-a cumpărat moiet și îl bea într-o cană de cafea de la bunică să, în timp ce trage dintr-un drabuc, încercând să... Oh my god, new chifoi dropped? Who is this guy? Cum să-ți permiți un moiet pe zi? Un moiet nu e gen 100 de lei la supermarket? E gen 120 de lei un moiet la supermarket? Cănuța aia! Măi, cănuța aia de la împărțeală, e cănuța de a primit-o la împărțeală. Da, a zis bă, da proste la ea. Nu-l știi? Nu-l știu. A primit aia cu colivă în ea. Cu aia de la Hochland. Cu aia de Hochland. Și cu chibriturile. Nu, de unde vrea să-l știu? Mi l-a spus pe Discord? Nu, de unde să-l știu? Ce păziți? Vă credeți că eu îmi fac propriu research? E de mulți ani. Și... Îl bea într-o cană de cafea de la bunică să, în timp ce trage dintr-un drabuc, încercând să-ți arate ce tare e el și că te învață și el să faci bani. Clic pe primul link din descriere. Bă, ce bun e drabucul ăsta. Bă. Că nu-l știi, are 1500 de view-uri. Nu-l știi? Ești prost? Nu-l știi? Tu ce păzești? Cum ai dat stop? N-am auzit. Okay, mamă, ce tare, okay. Frate, since no one ever. Ridicol, ridicol de trist. Și cam ăsta e cursul, cu încă un lucru destul de util zis spre final de către Cristi, cel despre setarea buților pe paginile de social media. În rest, din punctul meu de vedere, și-a încălzit statura de pomană cu chestii evidente. Bine că n-a costat, că ar fi fost trist, nu ai nevoie de el. Nu merită timpul pierdut pentru a scoate două idei cât de cât ok. După ce am trecut prin paginile astea, ideea mea este aceeași. Chifoi vorbește mult ca într-un final să nu spună prea multe. Aș îndrăzni să zic că de multe ori nimic. Și după ce văd că a promovat prin curs, mi-a întărit și mai tare percepția pe care mi-o formasem despre el, deși v-am zis, de la început mi-am pus sanitatea îndoielii la îndoială. Deci o părere destul de notorie, aș zice. Doamne, dar, mă iertă Dumnezeu. Vă las link-ul lui Lospa dacă vreți să vă duceți la video original. Duceți-vă, dați și voi un like, dați un comentariu, dați un poftă bună, faceți ce vreți. Și nu uitați să dați like, share, subscribe acestui video. Dacă e o părere, spun-o chiar acum în comentarii. Vrei sau nu să-și dea Cristian Chifoi tricoul jos?